Prin aplauze furtunoase, deputații PAS și-au luat adio de la limba moldovenească din actele oficiale. 57 de deputați ai fracțiunii majorității parlamentare au votat în ultima lectură înlocuirea sintagmei limba moldovenească în toate documentele, inclusiv în Constituție, cu sintagma limba română. Pentru a votat și fostul deputat socialist Gaic Vartanian, care a părăsit fracțiunea BEX și a aderat la mișcarea Alternativa Națională. Votarea proiectului a avut loc pe fundalul protestului opoziției. Deputații BEX au declarat că vor contesta adoptarea documentului la Curtea Constituțională, în timp ce deputații din fracțiunea Partidului Șor au insistat că ar trebui organizat un referendum pe această temă. Legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Ulterior, toate actele legislative care conțin sintagmele limba moldovenească, limba de stat, limba oficială și limba maternă vor fi modificate prin includerea sintagmei limba română.